Edi Iordănescu a decis să facă o singură schimbare în echipa de start pentru meciul cu Belgia. Valentin Mihail îl va înlocui pe Florinel Coman. Edi Iordănescu și staful său au trecut peste euforia victoriei cu Ucraina și au pregătit partida cu Belgia. Singura schimbare va fi înlocuirea lui Florinel Coman cu Valentin Mihailă. Extrema de la Parma trebuia să fie în echipa de start și la meciul cu Ucraina, dar a acuzat o răceală și a intrat doar în ultima jumătate de oră. Acum el este apt 100% și va fi titular. Florin Niță va rămâne în continuare între buturi cu Andrei Rațiu și Nicușor Bancu pe laterale și Andrei Burcă și Radu Drăgușin în centru. La mijloc, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Marius Marin își păstrează locurile, iar în atac, Denis Man și Denis Drăguș vor juca alături de Valentin Mihailă. România-Belgia se joacă mâine seară de la ora 22.